astăzi este o zi de sărbătoare. În premieră se desfășoară o manifestare despre epigrame, glume, fabule și poezie scurtă. Tematica a fost recomandată de memorialistul eu și publicistul Marius Fincă în calitate de inițiatori, genericul ales fiind dacă bogatul are belșugul și săracul are speranța, atunci eruditul are epigramă. Asta e drama. Este subiect de epigramă. Asta e drama. Asta e drama. Cu această ocazie vă mai anunț că s-a constituit un comitet de inițiativă format din epigramistul Traian Gărduș. Unde este? Trească! Memorialistul eu și publicistul Marius Fincă. Cei trei membri fondatori au propus înființarea cenacului epigramiștilor, care va avea titulatura Păstorel Teodoreanu. Patriarhul incontestabil al celor patru versuri cu săgeți inteligente. Care este metodologia, ca să o luăm și noi în limbaj, acestei manifestări? Câte cinci epigrame, fiecare are o porție, ca să zic așa, facem un tor de sală, după aceea continuăm cu altele cinci, adică să nu monopolizeze cineva manifestarea, să ne uităm, cam cum am mai văzut eu la alte adunări de aici, mă uitam ca prostul și cineva vorbea ore întregi. Eu știu ce e metodologia. Vinul bun și poezia. Deci, poezie, de unde e vinul? De la mine e atenție mare, deci cinci epigrame. Aveți altă idee să fie 10? Nu, e bine. În două runde, da. Dar eu zic că întâi trebuie să facem un... Imediat. Domn profesor, m-ați lăsat corijent. Facem nu o ture, poate trei ture. Depinde cât o fi termenul. Pentru început îmi rog pe domnul profesor să ne facă o introducere despre definiția epigramei și să intrăm pe făgaș, pe banda rulantă. Domn profesor, să nu dureze mai mult de o săptămână. Nu. Trei, mulțumesc. Trei minute. Sunt acasă. Astăzi e bine. Să mă ating cu alte cuvinte, un traj de timp. Întâi... Îi dăm cartonaș roșu? Uitați-vă, mă legitimeți. Uniunea Epigramiștilor din România, legitimație ca membru fondator, uitați că ești membru fondator, semnat, poate numărul 19, acum sunt, cred că, mă, peste 300 de epigramiști în România. Era mai și murit, poate, semnat. Asta se poate discuta. Am avut norocul ca să fiu precoce și să debutez, să fiu până în 30 de ani acceptat și ca epigramist de seniori epigrame românești și aia s-a într-un fel la pătrine, am fost cu ei, dar și rău pentru că atunci când se făceau antologiile, noi ăștia mai tineri, chiar și de la Zarapu încoace, George Corbu care este aici, foarte bun epigram, fiind tineri, totdeauna eram lăsat, mă, dar sunteți tineri, aveți timp, mai punem pe ce m-am zis, că era hârtia limitată și nu putea să apară cartea foarte... Era o problemă de raționalizare și a hârtiei. Deci, iată vorbesc să zic așa în cauză, nu sunt epigramist părât, ci cu patalama regulă, cineva chiar spunea și cred că la modul serios, că această legitimație este chiar mai valoroasă decât un carton universitar. Mulți au cartoane universitare, dar să nu vorbim în ce condiții le-au obținut. Pe când aceasta și semnătura marelui epigramist și om de bine, Mircea Tricum, care ne-a părăsit, dar familia este aici și știu că e în Canada și urma și el să vină, dar a făcut un impact în țară și a rămas acolo. Asta era prin șapte. Nu,
nu pe Revoluția, 90-91. Dacă, iată, 91 este ultima ștampilă. Deci Trifa a murit, nici Dărdul nu știu că a murit. Nici eu nu mă prea simt bine. Deci pe epigramă, domnul. Deci pe epigramă se poate, este un volum întreg. Epigrama definită de epigramiști. Șerban Cioculescu a scris un articol întreg în Lumea Literară și pe urmă într-o pus în itinerar critic, trei în care sunt și eu și din care am extras această chestie. Vom trece așadar în revistă în ordine alfabetică opiniile unui număr de 12 din cei 58 de epigramiști care și-au propus și și-au pus problema ce este epigrama. Deci asta mă întreba. Ce este epigrama, domnule, la urmă? S-au dat de mii, vă dați seama, 5-7 dintre care 12 care i s-au părut mai spiritiși și spirituși. Și eu, epigrama. Quanta veselă or sopră fuge din senin să cadă. Epigrama e o cobră, însă cu veninul în coadă. Una, a doua. Amana tot eu că epigrama e o domnișoară care, pe care mulți o ocultează, dar nu se dea la fitecină. Este și ea în volumul de epigramă. De altfel, volumul este aici, o să îl dau, să-l vedeți. Aici, o fotografie, trebuie să o fac mare, să o la o ședință a Cenacului Epigramiștilor și în care distingem pe domnia sa academicianul Șerban Cioculescu, care era membru, președintele de onoare, președintele Amiciatic, ajut al președintelui de onoare și Caragelou. Ah, sigur, sigur. Dar ce era ceva important? Eu, mi-o, Caragiale. Povestește cineva, micii Caragiale, trece acum la un oraș unde aș vrea să trăiesc, Haifa, studentul Cioculescu era director al editurii Academiei, spune numele, unde Caragiale? Și spune nepot, că se tot un nepot al Caragiale. Și a început să-mi vorbească despre Caragiale. Deci, Șerban Cioculescu, aici e cu cartea sa, itinerar critic numărul 3, în care sunt pomeniți și din care v-am citit epigrama, alături Crevedia, Nicolae Crevedia, un prinț al literaturii române interbelice, tatăl natural al lui Eugen Babuc, așa. Aici alături este un alt mare epigramist, Aurelian Păunescu, aici tânărul George Corbu, aici Nicolae Piteșteanu și amicul meu Nicolae Petrescu, care are și o carte, și domnul Dancu știe, Ion Vladimir, dacă ar trăi ar avea 110 ani, eu tânăr și arăt cartea discuției itinerar critic 3 și aici și suntem la o agapă, cum vedeți, sticlele de bahică licoare este alături de noi și merge. Epigrama, vă spun, epigrama, am să vă citesc rondelul epigramei, pentru că este deosebit de frumoasă, este deosebit de, și este de fapt un omagiu adus așilor epigramei românești. Clubul s-a înființat în jur de 1980, 70. Științele erau ținute în la București noi, la un cinematograf acolo, Patria se numea, Patria, da, și
venea foarte multă lume, ca și nu aveau nimic cu voi. Și cel puțin la început nu aveau nimic cu voi. O sală mare era plină de, veneau oamenii să asculte, că știa că acolo se râde. Se râde, erau intelectuali toți de rasă, rasați, și epigramiști, dar și cei care veneau. Și care la început, vă spuneam, veneau ca simpli asistenți. Dar până la urmă au devenit epigramiști de forță, pentru că erau inteligenți, aveau o bază culturală bună, aveau și abilități poetice, doamne, românii poete născut, și au devenit epigramiști de forță ca profesorul Ion Grigore, profesorul Știta, lui Simeon, al lui Pana Mănescu, Crenciu, doctorul Ghițescu și Penciu, etc. Deci, epigrama este o boală, să știți care se ia. Condiția să fii inteligent. Dar pe aceste două condiții să-ți placă epigrama, trebuie să fii inteligent. Dacă ești foarte inteligent, și scrie epigrama. Ne oprim aici, că rom din timp al... Reveniți la următoarea tură. Nu, tot de epigramă, rondelul epigramei, da. Cu o idee de fix. Credeți? Și epigramă. Epigrama gen sublim, o știe orice literat, în veacul nostru s-a fixat cu fabelescul sinonim. Un fel de șarpe înveninat, de-a cărui coadă ne ferim. Epigrama gen sublim, o știe orice literat, mai este dacă ne gândim, o mândră față de împărat, ce cochetase cu nigrim, mare adversar în duelul lui Cincinat, s-a logodit cu Cincinat și foarte mult s-a refuzat. Cu păstorel s-a cununat. Mulțumim. La tura a doua. Aici aveți o Biblie a epigramei. Cei care o doriți, vă stă la dispoziție cu autograf și vă puteți inspirați de epigrame de toate feluri. Mulțumim la prima tură. În continuare, cine? Dacă am și eu epigrame, da? Că am pregătit epigrame de la Efim Carlapan, citire. Oh, o știu. Îl cunoaște. Da. 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 Deci am ales câteva, așa? Era și antologie. Cinci pe tură. Da. Cinci pe tură. Deci, una se numește Deșteaptă-te Române. Roșcula. În zadar se intonează imn la ora matinală. Prostul și pe la amează tot cu noaptea în cap se scoală. Una. URSS. În URSS rămas în amintire cu vot că vin și băutor notorii, de n-am fost beat ades de fericire, erau de vină numai turnătorii. Două. Pe-o copertă super fină, râde o divă sex model. Eu nu o cumpăr de vitrină, că-i mai ieftină model. Trei. Văzând că nada mea animă ființele din baltă rar la pescuit. Am pus în loc de râmă, rimă și am prins un critic literar. Patru. Ultima, pasarabeană. La izvoarele cu ape, dulci ca limba strămoșească, cerbii vin să se adapte, porcii să se bălăcească. Următorul, cine a pregătit? Admirația mea pentru epigramiști durează cam din 1980. Atunci am îndrăznit să mă adresez cu niște articole care mi se păreau mie că sunt pline de haz și cu câteva epigrame la revista Uzica, la care, bineînțeles, veți constata ce s-a întâmplat. Și îi scriu eu în septembrie 1980. Dragă Urzica, mi-ai spus de vino. Iată, sunt aici. Sacrifică-mă iar, dar în țec mici. Grădina cu rival ți-a displăcut. Am mai vândut din ea, cred că ai văzut. Iar poante răsuflate și banale, mă jur să îți presar mai rar în cale. Admiratorul tău, M.C., un vechi amic. Notă. Grădina cu rival se referă la manuscrisul Poveste cu cactus, respins în 7 septembrie 1980.
Acum voi continua, să spunem, cu patru epigrame. Unei avar, suferi de apocalipsă, tremuri pentru contul gras, simți în țeastă o eclipsă, mor și toate mi-au rămas. Unul superstițios, de te încalți mereu la stânguri, neconcordant cu feng shui, faci un pas cu acela strâmbul și nu mai legi două în cui. Unui prieten, un pedant, îți calci și returile de la ghede, cum cer doar fețele de împărat, și aștepți mai multă trecere la fete, dar ele doar te caută în librete. Unui editor pipărat, editorul ehulit, pentru tabla de erori, vezi pe cine ai jumulit, că te sfințește din joc, din zor și până la asfințit. Mulțumesc! Da. Eu sunt? Da. Primul trebuie să fac o precizare, nu mă consider epigramistul, așa spun unii. Ești, ești, da. Sunt mai mult din asta că s-a aflat, ești. Are nerv, are nerv. Și trebuie să-i mulțumim domnului Darcu pentru inițiativă. Sper să o repetăm, să o continuăm. Absolut. Epigramele mele sunt, nu au o țintă precisă, sunt legate de anumite evenimente. Ba chiar foarte precisă. Vom vedea. Las că știe mai bine. Păi da. Și asta se numește ce lipsa chelului. Unii spun și au dreptate. Asta a dat prosperitate. N-ai ce face pe toaletă, dar avem antirachetă. Să-mi iau ochelare. Următoarele patru pe care, la care mai am dreptul sunt legate de niște articole apărute în pagini românești. Redactorul șef, George Sava, dacă știți, a scos un serial din perioada sa de lung. Ai dreptate, de ce? Care dicți? Lung pentru două luni. Da. Da. Așa. Și spune așa, pentru a tăia din, am luat la citate, pentru a tăia din start în anul cărcotașilor, vă informez că am solicitat CNSAS informații privind legăturile mele cu fosta securitate. În momentul în care voi primi un răspuns oficial, voi face public în pagini românești. Asta pentru a lămuri odată pentru pe un acest aspect. Precizez că acest termen raport de 2005. Nu știu dacă cineva a văzut acest dosar, eu nu. Nu veni să. În 2010 spune următoarele. Zilele trecute răspund din nou dosarul meu de la securitate pe care l-am cumpărat de CNAS, au observat un fapt interesant. Mă rog, deci l-a primit. Și acum urmează epigrama. Cârcotașii, pentru că se referă la cârcotași, cârcotașii rând pe rând îți așteaptă dosărelul. Însă tu ți-ai pus în gând să-i cam duci cu zăhărelul. Ola. Tot din acel serial de 25 de episoade, unul din ele se numește Spionaj cu 5 ouă. Scris de el, nu de nimic. Zice, din momentul când ce eu doream să ajung în Franța, unde urma să scriu o carte despre România, spionajul nici nu mai trebuia dovedit. Câtă vreme aveam de gând să le divulg francezilor secretul prin care românii reușeau să supraviețească cu 5 ouă. Dar aceste crezi francezii au pierdut. Spion modern, metodă nouă, prevăzător și plin de verbă, avea ca armă doar 5 ouă și alte două de rezervă. Mai am încă două, tot din același serial și din prima serie, în care un articol se numește Un vior evitat și 80 de arestări. Și tot Sava George. Ai evitat, ne spui, violul, dar care oare ți-a fost rolul? A fost acela să o convingi sau mai degrabă să împingi? Ultima din serie. Aici meri spate. Eu mă aplauz de bine. A, și ultimul este legat de un articol semnat tot de el, a apărut acum 2-3 săptămâni, prin care îți manifesta nemulțumirea că în comunitatea română ar fi prea multe ziare. Deci prea multe ziare pentru atât de puțini ziariști. Dacă crezi că sunt prea multe, și mai slabe, și mai culte, nu mai face tămbălău și închide-l pe al tău.
Eu n-am știut ca să-ți participă, nu știu, e foarte frumoasă organizarea, însă fiind al dracu, m-am pregătit. Unui zgârșit. Pe mormânt, îi se potrivește lui Gărduș. Pe mormânt aș vrea să scrie următorul epitaf. Gărduș nu își ducea iubita nici la cinematograf. Da. O ducea și unui pescar. Când ți-o spune el că în plasă pește a adus un sac, să fii sigur că acasă a ajuns numai cu un lac. Nu te râde! Asta e pentru toți. Nu pricepeu stilul, sunt așa de tâng, la așa brașoave, îmi vine să plec. Și dacă știu că între doi maestri, eu nu zic nici spus. Unde este poanta, ambii sunt de râs. Epigrama e simplă, nu e vorbă goală, dar pentru a o scrie, Președintele acestui cenacru, pentru că am văzut aici că mai este cineva care ne primește ca pe niște granule de nisip, dar ce vreau să vă spun? Aș vrea ca acest cenacru să fie, să intereseze pe multă lume și la fiecare adunare să fie altcineva președinte. Deci asta vreau, deci nu unul proțăpit aici că e frumos, cum ar fi acum să mă filmeze domnul. Poate să fie unul președinte, domnul Mare, da. Care să continue executiv alt. Ce s-a întâmplat? Să fie și prin rotație, dar o să fie un regulament. Deci nu unul să vorbească mult de tot și unul ceilalți să se uite. Asta este ideea. Deci fiecare să vorbească, cum am spus aici, câte 5 epigrame fiecare și pe urmă, tura următoare, ia 5 până pe epuizăm timp. Dar și intervențiile libere, dacă și are intervenții... o poată, dar pa, gata! Dar nu aveți nevoie să vorbiți, puteți chiar să nu vorbiți, dar să fiți în altă permanență, este mult mai securizant pentru voi. Da, mersi. Bun. Doamnele... Nu, dar nu am nici un minut despre asta și am invitat mea spune cu plăcere. Și țin minte, sigur, pe epigramă la domnului profesor. Sportivul nostru Lucian, care ne încântă an de an, l-a dovedit din nou la gală, că nu e doar o bute goală. Asta nu e epigramă. Asta e epigramă. S-a făcut o pe loc la o biserică. La o ședință. Am înregistrat-o și în catolicism. Și cu toți la plimbare, la iarbă verde și urzici. Atunci când întâlnim o floare, miros ei cel de mici. Deșteaptă-te, române, e ideea genială, totul va fi limpezit, dacă scoatem la ideală o mașină de trezit. Vreau să fiu realist, tot ce am făcut a fost real, la forma mea ca un pachet. De vrete ales, de vrete ales un ideal, citiți dosarul la pachet. Mulțire după arcă, dobitoace dus a noie, toți perechile de soi. Socotind că au nevoie, el s-a încurcat la voi. S-au făcut 5? Și atunci ne-a luat pe noi. Da. Bun. Mulțumim.
O să schimbăm puțin stilul. Eu am pregătit un material al marelui artist Constantin Tănase și anume un un algoritm al calculului pensiei pe care l-a prezentat în ultimii ani ai vieții. Altă chestie e scoaterea la pensie. Astăzi ești funcționar, însă mâine pensionat. Poate te interesează pensia cum se calculează. Ei, uite cum se calculează. Din 35 de ani de servici, care vor fi socotiți, scazi primii ani de școală și absențele de boală. Zilele de sărbătoare, orele suplimentare, plus un an și 4 luni, tragi o linie și aduni. Pe urmă împarți la 5, ce-ți dă înmulțești cu 2, scazi anul când te-ai născut, au dau și tot ce ai scăzut. Și la cifra ce a ieșit, pui un 0 la sfârșit. Anii pentru însurați se vor socoti dublați. Adică ani de război, socotind că în vremea lor te-ai războit cu nevasta, că în vremea asta te-ai războit cu nevasta. La totalul obținut, pui 3-0 la început. Scazi anii de celibat, ridici restul la pătrat și astfel într-o primă fază, afli sumele de bază. Apoi le extragi la toate rădăcinile pătrate și la suma dobândită aplici cota cuvenită, care nu trebuie să fie mai mare de 5 la 1000. Din suma rămasă brută, scazi 48%, 3 la 1000 la pompier, impozitul pe averi. Supra cota respectivă, taxele pentru colivă, 5% pentru drink, pe urmă nu mai scazi nimic. Din totalul rezultat, vezi 2/3 la stat și restul ți se cuvine. Nu știu dacă mă exprim bine. Am pregătit câteva epigrame de scrise de pastorul Teodoreanu și după aceea o să vă citesc de Nicolae Petrescu, Pitești. Ce se întâmplă? După război a fost un preot, Constantin Burducea, l-am găsit că a fost legionar în niște documente și a trecut în Partea Comuniștilor la Uniunea Preoților Democrați. Și a fost pus ministru cultelor în guvernul Petru Groza, primul guvern comunist. Păstorul Teodoreanu i-a făcut o epigramă. Ia te uită mangafaua, când cu crucea, când cu steaua. Parcă ar fi popa Burducea, când cu steaua, când cu crucea. Alta. Văzându-l cum dospește în gânfare și cum se umflă în pene un nimic, ca și Vasile Conta pot să zic, o, tu nimic, cât ai ajuns de mare? Statuie ostașului sovietic. Erau multe statui. Cine este în vârstă știe, da. În toată România. Soldatul rus, te-au ridicat atât de sus. Erau niște înălții. Ca să te vadă popoarele sau fiindcă sput picioarele. Vorbea doamna Mândăcanu de unirea cu Basarabia. Doamne, întreabă democrații, când ne vom uni ca frații? Și a răspuns domnului Cerescu pe la Sfântul Iescu. Așa, și a cincea, lui Marcel Brăslașu. Un critic aspru și abraș mi-a spus zâmbind cu ironie, de ce să te numești Brăslaș dacă nu ești de meserie? Tura a doua, domn profesor? Dar nu tura bura. Sunt câteva care nu prea sunt, sunt și dale mele. Și apropo de păstoră, sunt atâta lucruri, atâta evenimente cu păstoră, de fiind un lucru care nu se știe, cum a scăpat de... N-a murit la cutremur din 40, era cazat în hotelul Carlton care a căzut, să știe bine și să știe ce tragedie a fost acolo și comedie, miniștrii găsiți acolo cu fetele care... În fine, cum a scăpat totuși, el fiind un om de bine și un om de șpriț,
asta, așa ce se naște. De toate, a fost invitat de un prieten al lui, lângă București, la moșia lui, au petrecut foarte bine, și au auzit de nenorocirea de toată și de locul catul în care trebuia să fie și el seara. Și, drept urmare, nu mai stat lângă vreo două, trei zile. Toți erau nenorociți, domnule, a murit păstorul pentru că nu apărea. El era pe stadion zil, la capșală. Dar până la urmă apare. Sigur, bucuria a fost mare, sunt și atâta. Cea ultima epigramă comunicată de prietenul meu, Navara, el a murit, urma ironilor, a făcut un cancer la 70 ani, pe într-un spital, nu știu cum să dai pe șoseaua Viilor. Știu eu mai bine asta. Filare? Da, în București, pe șoseaua Viilor. Pe acolo stă Navara, stă Zaracu, Dece Mazirul, umorist. Și comunicat de una dintre surorile care le îngrijeau, care sună așa, spuneți și copiilor, culmea ironiilor, că am pus cabeciilor pe șoseaua Viilor. Superbă! Plus că el este monorim, toată... Păstorele, este un tip colosal. Nepotul lui Cincinat, dar s-a mai povestit-o, n-aș vrea să mă repet, că poate un auzit-o, nepotul lui Pavelescu, Mircea Pavelescu, și el bun epigramist, lucra la Urzica, a spus, pentru cel mai mare epigramist, nu a fost Cincinat, ci Păstorele. Cincinat își pregătea epigramele și conducea chiar asta, era, conducea discuțiile spre a-și plasa poantele. Ori la Păstorii tot era natural, tot era spontan și nestudiat. Asta e genul lui de mare epigramist. E colosal și chiar merită acest titlul de numire a cenacului nostru să se numească Păstorel Teodoranu. Numele lui era la Alexandru Oscar Teodoranu, frate mai mare, dată atât de celebrului Ionel. Și uitați cum se întâlnește totuși umorul și are valoarea sa peste. Vreau să zic un secol de când erau ei celebri la început, în 900 și sunt de cele două războaie, măsuri atât de mare, Lorelai, etc. De el nu se mai aude. El a dispărut, dar Păstorel este și va rămâne pentru că este umorist. Poantele lui sunt nemuritoare, sunt geniale și așa. Pentru că încă suntem, Marte și Marte este ziua femeilor, câteva epigrame pe aceasta. Întâi, deci ce epigrama am spus-o, că e poanta cu eu, genială, dar totuși foarte simplă, cum a remarcat cineva, dar e o cobră cu veninul cu apă, așa e. Se zice că tot am lucrurile geniale, sunt foarte simple în aparență. Soție, de un epigramist constanțean, soția mea a îmbătrânit în tocmai ca televizorul. Imaginea a mai pierit, dar i-a rămas intact sonor. Asta este un septuagenar. Nu cred că nu mai trește. Acest din Constanța, merită pentru că este tare foarte bună. Un alt prieten de la Cluj, Ioan Pop, iubite mele, cum sunt așa mic și cum sunt așa urât și mic, abia ajung până la buric. Că dacă aș fi înalt și frumos, aș ajunge și mai jos.
automobilistică, asta a mea. Tata Clare, într-o dungă, zise buna mea mică. Poate să fie și mai mică, dar o vreau de cursă lungă. Da. Da. Deci, dăm și cu femeile. Dom'le, nu numai o epigramă, o glumă, o chestie. Pe o epigramă, mi-am amintit și o acuma, întâmplător. Da. Da. Cânt-o. Să cânt, da? Sunt o blană de enot, dar mă poartă un netot. Am făcut și eu asaltul de pe un animal pe altul. Tot să-l stai la pani. Da. E foarte bună și e darwinistă. Da? Fertea la pane și e domeniul. Așa, da. Da. Doamna Caragiu. Nu aveți. Data viitoare. Da. Data asistență din partea mea este un mare curaj ca astăzi să încerc aici să piui între dumneavoastră și între atâtea antologii ale epigramiștilor celebri. Dar oricum îmi iau inima în dinți și poate îmi face și mie cineva o epigramă. Unui timid. Dacă te-ai născut timid și te ții mereu sub masă, tu o să te cam izbezi de zid. Fă-ți curaj și sar pe casă. Unuia nemulțumit de internet. Dacă îl înjuri pe net, chiar de-o faci în sân secret, află el pe căi oculte despre tine mult mai multe. Unui diabetic pătimaș îndrăgostit de odiu. Cu clondirul prins în râu, lângă o insulină mică, lângă o insulină lină, văd pe mândra mea divină doar prin abur teractiv. Unui plagiator în serie, dacă prin politicie tot profiți de plagiat și dacă răzuind marca faci afaceri copiat, de ce n-ai sărit și calul de îndoiama și de alatul? Doar avem și vaci nebune de neapucă cădeanul. Unei vampe. De ți-ai pus gico cercei de atârnă până la brâu, tot se fac cărcei. Culpa ta ține-i în frâu. Gata? Da. Domnul, poți să spun și una mai veche? E de pe vremea când Boc tăia în stânga și în dreapta. Și mai nouă. Era mai ca vinul, cu cât mai vechi, cu atât mai mult. Și mai nouă și mai opt. Se numește chirurgie, chirurgie estetică. Emilică, bun băiat, s-a gândit și el ca omul. Ce e încă netăiat, am să-i cedez un ciom. Bună asta, asta o... Aici sunt două care se referă la setea actualului președinte. Și trebuie să vă spun că imaginea nu mi-a aparținut. Eu am un colaborator în România care face aceste caricaturi, mi le trimite mie și eu adaug ce mai greu de atunci. Cum era client fidel la localul Golden Blitz, a turnat la whisky în el până i-a ieșit prin șliț. Uite și vei să fac cu ele. Eu sunt modest. Asta e epigrame de sertar. Uitați, asta este... Un cuvânt e foarte important, că ai banda. Trebuie să vă arăt și imaginile. Aici, când a primit titlul Magna Cum Laude. Sunt cenzurate imaginile, pentru că știți. Nu, nu sunt deloc cenzurate, nu. Sunt pe internet, o să vă dau adresa. Sliciu, sliciu, sliciu. Mă bucur că aici Boc îi spune, ați fost făcut academician pe merit, șeful, nimeni nu are o asemenea bibliotecă pe care o vedeți aici. Mă bucur că sunt pe plac, îmi răspunde Băsescu. Cu așa literatură, eu pot acum să-mi satisfac toată setea de cultură. Și mai e una.
primarul de Cluj, sau ce a fost la Falcă, nu mai știu exact ce post a avut, între Elena Udrea și... Am uitat cum o cheamă. La sindicata asta mare. Araluca. Uitați, imaginea este aici. Între două meditez și vă întreb acum pe voi, cu Raluca să tratez sau cu Sânigoi? Da. Vă cinci, da? Da, nu, mai e una. Mai e una legată tot de Pagini Românești. Da. Doamna Mariela Chiriță a anunțat că pleacă de la Pagini Românești și... Păi ține-o, da, frate. Nu, dar n-am plecat. Pentru că îndepărerea e șefa. Și cam sună cam așa epigrama. Durerea în piept nu pot să o înfrâng. O simt adânc cum mă înțeapă. Aș vrea din suflet ca să plâng, dar din păcate nu am ceapă. Eu cred că ar trebui să amintim că epigrama asta nu e inventată pe Gărduș. Care? Vine de la Marțial, istoricul epigramei. Deci genul acesta, foarte glumeț, foarte chintesență de zâmbet, vine de departe, vine de departe. Da. Promit eu, dacă nu e altul mai competent și mai... Știi treaba aceea lui Dariu. Așa? Să umple cineva la istoricul epigramei. Da, lui Dariu Crevetia e. Cu epigramișilor români de azi, că avem... Noi avem norocul de a citi pe Marțial, dar mai avem și pe acel de a, fi noi citit de el. Aveți cuvântul, stimabile, da. Dă-i înainte. Păi, și drumul și de toate. Da, orice, da. Da, dacă are pantă. Avem și bancuri aici. Da. Eu, de exemplu, nu prea am umor. Dacă îmi vine să mă râs, să mă gândesc la Gărduș, să mă umplă plâzul. Gluma, vis. Eu am trăit mai la țară, am intrat greu de pe Mocești, am văzut cu Fricia și la și n-am prea trăit de Gărduș, asta nu înseamnă că nu l-am cunoscut foarte bine pe Mița Cărbășescu, pe Rodicator, pe Stelian și care nu lucra chiar la Rodicator, dar era mai permanent. Și este o glumă foarte reușită cu Neașuțea Pavelescu și tu știi și pe ăla de pe el, de la următrână, Aristide Băghină de la turnul Severin. Era o enciclopedie, Mișa Pavelescu. Da, dar Băghină nu prea. Și vine Băghină la Mircea Pavelescu să încerte că de ce nu-i publică și lui epigramele. Și acum, cam vând poanta, Băghină era bâlbâic. Dar și bine, și păi. Taște-n păiște puștă. Și mă extrădesc, de ce nu publicați, da. Ăsta l-ascultă, săracul Mircea Pavelescu, și spune, păi domnule, nu înțelegi că e epigrama? Erau bâlbâiți amândoi. Și până la urmă s-au luat la jurături. Fiecare credea că l-a luat un bâlbâie pe el. Păi iată, întâmplă din viață, azi nici hai așa. N-am pregătit, camarade. Apropo, pauză, că tot legat de luna martie și de domnul Garajolo, să știți că avem niște, și întotdeauna am avut epigramiste bune. Deși se zice că, în general, epigrama este apanajul genului masculin, a spiritelor profunde, mari, este a bărbaților. Safo, fost o femeie primarul. Nu este adevărat, vă spun, întotdeauna am avut și în epigramele cele până pe care încă eu l-am apucat, vă spuneam, tânăr, am intrat în cinta în tagma epigramiștilor și au oamenilor de umor, pentru că era mai ușor de intrat și mai convenabil, dacă nu trebuia să scrii poeme patriotice, nu trebuie să scrii laudativ nimic, ca din potrivă să vinim. L-am pe Rodica Tosauna, ea era și proză până în poate, una dintre cele mai inteligente femei din România, vă spun, datul de Troie Dumnezeu, Cuturei, și în poezie satirică și în proză și în tot. Ai un volum
are un volum care, de care m-a spus și mi-a spus, uite, părinte, vă dăm, dăm titlul la el. Și am dat un titlu, încă eram înainte de 89, excepțional de curajul. Nu putea. Pe urmă, iar o Dara Nigrin, actriță la municipal, o femeie încă frumoasă, fica lui Mihnescu Nigrin, Nigrin a fost urmară, membru pentru club, Societatea Scriitorilor Londonești și e singurul cu care se duela în mare verbă și în cinat. Iar acum, vă spun, acum sunt două epigrame formidabile. Este Elis Râpeanu de la București și Constanța Postenicu de la din Galaxie. Excepționale epigrame. Asta să termine, domnul Filip, că lasă într-o. Apropo de zâmbetele și niște și zâmbetele iubire, sunt milioane de forme de zâmbete, dar un zâmbet al autoironic l-am comis și eu. Apropo de gândiul ăla, toți vreau să ne afirmăm, eu nu vreau să ne afirm. Drept pentru care am scris poezia aceasta, dar și public acum, publica. Nu-s poet cu renume și fală, nici nu cred că ar fi mare scopală, spun cinstit scriu așa din ambiție, fiindcă vreau să mă țin pe poziție. Mulți poeți dovedind măestria au să dat în parnas poezia. Nu mă apuc să-i întreb tocmai el, fiindcă știu și să încep, mi-ar fi greu. E de ajuns dacă am scris un sonet, ca ambiție mă strigă poetul. Mi-ar de noi fiind slăbitul de ani, convertuie-mă vostră doi bani. Și îmi doresc, post-mortem așadar, să-mi săltați o stat de lume așa. Modestă! Modestă! Ok. Am vrut să ne primim cu slăbirea. Însă, domnul Dacu, ideea este formidabilă. Am încercat noi ideea asta de 2-3 ani și n-am mers să te adăm nici prăvălie. Să adunăm astea toate, domnule, să le adunăm, nu ca pe procesele verbale de la ședințe, cu glumele spontane și cu tot ce ne aducem aportul, ne aducem adusul, să le punem într-un caiet și poate scoate un volum. Poate un volum cândva. Și va fi căutat pentru că un cititor e interesat de acea lectură. Vrea să râdă buzunar în avion. Da. Omul plictisit de poezie. Și de pe că eu îl găsesc foarte mult, punem pe copertă să o ceapă toate paginile poza lui. Dacă rămâne amintirea. Da. Doamna Valorescu, o amintire ceva? Da, o propunere. Da. Dacă am intrat în temă, pentru că habar n-am avut că asta este... Da, o amintire despre păstorel, spuneți că era prieten cu tata. Data viitoare o să vă aduc ceva mai mult despre pastorel, dar ceea ce mă interesează pe mine și aș putea, cât un asemenea volum, să vă pregătesc în timp, ar fi o istorie comparată din diferite limbi ale epigramelor celebre, pentru că interesant este să vezi că nu-ți vine deloc să râzi la ceea ce alții altă dată râdeau, pentru că e vorba de un complex întreg de cuvinte și de psihologie foarte complicat humor. Dar e interesant că există pentru că altfel n-ar exista cuvântul de epigrama. Epigramaton. Așa că poate în sensul acesta aș putea că să fiu și eu util de oala coada celor care au realmente humor. Doamna, orice e posibil, să vrea om. Da. Să vrea om. Adică să pot. Orice asta pot. Orice e posibil. Asta e valabil pentru viitorul volum de epigrame. Da. Să dăm acolo și istorie și ce spune de la Manulescu. Da, dacă sunt. Dorina Popescu. Sunt niște cărți cu esență. Cărți de banc. Un banc, o valabilire. Trei babe se întâlnesc, facem excepție persoanele de față. Eu sunt prima babă. Sunt trei babe și încep să se desfăie. Una din ele zice, fetelor, ce să mai mă fac? Urc scările să mă duc sus. Păi la jumătate obosesc și îmi stau să mă odihnesc o leacă. După ce m-am odihnit, stau și mă întreb, ori ce-am vrut eu să fac, să urc sau să cobor? Nu mai știu. Bun, a doua. A, ce să văd ce fac eu? Mă sui în pat și stau un pic și mă gândesc, ori ce-am vrut eu să fac, să mă culc sau să mă scurg? Nu știu ce-am vrut să fac. A treia cea, mie mi s-a întâmplat să ceva, Doamne, ferește, să bată mele. Da, cine? Da, asta e bun, credeam că nu doamna Adriana, nu? Grazie, doamna.
Cristina. În bancul Vasnica Tastaman, ca zise Vasnica Tastaman, eram într-un cerc de actori și la un moment dat Vasnica Tastaman pleacă într-un turneu prin Norvegia. Unde a cam rămas? Nu, n-a rămas Vasnica Tastaman. Și la un moment dat... A rămas în Suedia, s-a întors și a murit în România. Era nevasta lui Iene. Așa. Da, nevasta lui Iene și pe urmă s-a căsătorit cu ăla, cum îl cheamă, care era a Luanda Călugăreanu. Danu Fabrizio. Danu Faru s-a recăsătorit la Smicata asta. Foarte tânăr, adică în față de ea era cu vreo 20 de ani mai tânăr. Da, Danu Faru, da. Așa, și la un moment dat ăștia, toți actorii, nașul meu, zice, băi, Vasilică, dar ce ai făcut-o acolo, care era tot actor? Zice, ce-ai făcut acolo, crede în Norvegia, cred că e pe toți. Erau ăștia scârboși, actori. Și zice, tu cum mă, tu apetitul tău sexual, da, asta și zice, ce-ți mă, dracului din gură, ce mai da la mine ca la fata, că eu numai din alea superbă, frumoase, tine, ce te facă? Bă, dacă n-am vrut să mă urmăci, ce-ți mă, dracul din gură? Ea era apetizantă, da. Ce vă. Cum să uite, cine dracu să mă uite la mine, zice, păi ce era acolo, mai fete, frumoase, tinere, ce și la un bine, un bapă, păi dacă n-am murit, ce știu, zice, cum uite, n-ai avut succes, n-ai făcut nimic, nimic n-a făcut. Apropo de Safo, este prima femeie, băiete care a scris și epigram, așa că noi femeile suntem primele. Vă rog, domnilor, la coadă. Da. Sunt. Asta, da? Da. Domnul Dacu, adevăratele gloanțe cu dedicație acum au fost trase. Da, da. Victoria, așa, de pigramină. Și-ar putea, Cristodulo. Unde sunt, da? Și-ar putea face o antologie a epigrame feminine. Mi se pare că este. Ziceți, doamna Cristina deja a dat răspunsul cine a fost mai întâi, oul sau găina, a fost femeia. De găină. O epigramă a lui păstorul Teodoreanu, lui Nicolae Candrea, care a fost celebrul comandant al diviziei Tudor Vladimirescu și unchiul și mai celebrului regizor de curând decedat, Sergiu Nicolaescu. El a fost un ofițer în cadrul diviziei de vânători de munte și a fost luat prizonier în Uniunea Sovietică și apoi pus comandantul acestei divizii. Din falii vânători de munte mi te-a făcut Ana Pandur. Ți-am fipt întâi o stea în frunte și apoi un debrețin în cur. Apropo, nu se înregistrează aici? Da. Pe internet. Graur așa vorbea. În dicționar. Da. Cuvântul este în dicționar. Cuvântul este în dicționar. Una că fundul e așa. Fund are sticlar, oceanul. În fundul grădinii, în fundul curții. Este oficială poezia, nu este din ilegalitate. Nu, eu am întrebat ce vrea din curiozitate. Cine nu îi place, nu ascultă. Apropo de dialog, ai ca un mic duel cincinat nigrim. Nu se face, dar cincinat era prea deștept să se supere că nigrim făcea mișto că n-avea păr. Îi spune, capul tău privit la lună seamănă cu un cap de puncte. Și Cincinnati mea îi răspunde, din epigrama ta în roadă, mâncași cuvântul de la coadă. Continuare la asta, să leagă, ăla chelul și ăla rușinește că e chel. Și zice, vrei să mă spânzuri careva să zică? Că te-am citit într-adevăr, să-ți dau cuvântul că de frică mi s-a scârbit un știu de toată. Mi s-a sculat. Avea chelie foarte de asta. Persoanele în vârstă de aici știu că, și aduc aminte, pe toate gardurile se vopsea soarele,
Vă scuzați, eu nu sunt în vârstă, dar mi-amintesc că da. Era așa de bună vopseala, că da. N-a dispărut nici până azi. Cât și acum mai. Era apropo lui Partidul Democrat, în care erau comuniștii, care, cei care conduceau. Și acolo zicea, vota soarele, dar era totdeauna pictat mai jos pe gard. Și zice păstorul Tudorean, și pe clădiri era. Da, se mai putea vedea pe gardul vota soarele. Nu credeam să ajung vreodată cam să pot să fiu în stare că făcând pipi pe garduri să o fac direct în soare. Asta e bine. Era postat epigrama. Pentru asta s-a luat și 10-15 ani. Da, ușor, ușor. Era... La Sinaia, la Palatul Pelișorul, știți, Peleșul Pelișorul se transformase în casă de creație pentru poeții. Poeții proletcurtiși. Nu mai trebuie. Știm toți ce a însemnat literatura realismului socialist și mai departe. Și zice Păstorel, voi, creatori ai artei pure, ce stați acum la pădure, să fiți atenți când vă plimbați, să nu călcați în ce creați. În vremea aceea, în vremea asta revolută, ratații scriu în loc să pută, iar scriitorii adevărați sunt dați afară de rahați. El spune că e românesc. Știm cu toții că Petru Groza a fost mare moșier în zona aceea Deva. La Deva. Avea moșii, avea cinematografe, restaurante, lanț de magazine. Așa. Și când a fost cu comuniștii, a sărit în barca comuniștilor. Și-a adus la București pe vechilul lui de la moșie, Romulus Zărori, care nu avea carte, dar se pricepea la agricultură, cât se pricepea, dar nu ca ministru. Nu, dar nu, nici nu l-a ajutat ca bucăs. Și zice păstorul, Caligula imperator numi calul senator. Domnul Groza mai sinistru a făcut din bou ministru. Așa, lui Sadoveanu, chitanță. De ți-ai face testamentul tu să nu-mi lași mii de franci. Nașule, să-mi lași obrazul ca să-mi fac din el bocanci. Așa. Deci asta a fost setul de 5. Vă spun referitor la Nu vorbește, ci așa, toată lumea vorbește. Vorbea domnul Farcaș de doctorul Ciom. Ce se întâmplă? Acest medic, mare universitar, mare chirurg, urolog, nu? Da. A tăiat din greșeală bărbăția la un tânăr. Tânărul însurat, 30 de ani, așa. A ieșit un scandal enorm, pentru că nu trebuia să taie bărbăția, trebuia undeva lângă să taie. Și a zis la proces și la televizor, eram în țară atunci, că a avut o clipă de nu știu ce și haș. Atunci a fost asta electorală, propaganda electorală a lui Băsescu, care a zis să trăiți bine cu mesajul ăsta, să trăiți bine. Și băieții l-au încorsetat, au legat evenimentele. Să trăiți bine, cum a zis domnul, adică Băsescu, o să mâncați ce a tăiat doctorul Ciu. Aș vrea așa, ritma alertă, așa, fără rălăială, fără... Da. Cred că pe Păstorel Tudorel l-ați parcurs deja, nu? Tangențial. Dar are buzunar. Nu, sunt atâtea. El a scris, a publicat o carte întreagă de epigrame despre Iorga. Da, strofe cu penin de mai contra Iorga Niculae. Da, 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 da. Și poveste foarte nouă. Spune Șerban Cioculescu că Iorga, care era ministrul culturii, s-a dus în vizită la Iași, tocmai când cartea a fost pusă în vitrine și a umblat familia Teodoreanu să scoată repede cartea din vitrine. Iorga n-a văzut nimic.
dar ajuns la București, a aflat și s-a supărat grozav. Și tocmai era momentul în care trebuia să scrie premiile pentru scriitori. Și pe Păstorel Teodoreanu îl șterg. Dar în loc să-l șteargă pe Păstorel Teodoreanu, l-a rămas pe Ionel Teodoreanu. Și Păstorel a rămas premiat. Ceea ce spune Cervan Ciocluiesc, apostola de la Rapolis, pe trecere la Capșa, Păstorel când am întâlnit cu colegii și prietenii în fața acestei greșeli noi a lui Iorga. Okay. Una dintre cele mai reușite epigrame contra lui Iorga era probabil că Păstorel l-a prins cu o greșeală de limba franceză. Iorga știa foarte bine franceza, Păstorel mai bine că la ea și vorbea franceză. Și spune, la Sorbona, domnul Iorga, când începe să vorbească, spun academicienii, dulce limba românească. Despre Iorga era o anecdotă, nu știu cât era de adevărată, că era o ironie, că nu contează nici cultura și puterea de acumulare a lui Iorga. Dar despre Iorga, când eram un copil, se zicea că a învățat franceza în drum, în tren spre Paris. Cred că e cel mai bun epigramist. Adică este un compliment. Caligula imperator și-a făcut calul senator, cred că știți că e adevărat. Ceaușescu mai galant și-a făcut vaca, sau apropo de ce spunea domnul Darcu de Zaroni, știți bancul cu pantofii, cu Zaroni? L-am uitat, zice, da. A venit la o întrunire, la un consiliu de miniștri și avea un pantof negru și un maroc. Se uită Petru cu gata la el și spune, păi și vezi, bă, că ai încurcat pantofii, trebuie de acasă și schimbă. Vine înapoi după două ore, tot cu acești pantofi. Ce-ai făcut, mă, tăi? Vedea Petrică, acasă tot unul negru și maroc. Nu schimbat de trebuie. Și de aceea a spus doamna cu babele care urcau la rândit, erau trei tineri, lucrând într-un zgârie lor, ca pe la penultimul etaj, 116 etaj, liftul numărul 10. Ce să fac bine ca să nu se plictisească până să ai, să spunem bancuri. Aș trec de etajul 100 și unul zice, am cel mai tare banc acum pe care pot să descurc. Am uitat să luăm cheia de la recepție. Apropo de Zarone, ca să rămânem la capitolul ăsta, până trecem mai departe. Petru Groza, i-a spus lui Petru Groza, mi-a permis că sunt cantoare aici, am cantat. Păi du-te la doctor să te caute. Păi la care doi? Păi te duci la ăla și s-a dus la doctor, suna la sonerie, s-a pitulat după casă. Doctorul să întreba, nu era nimeni, iar suna la sonerie. În sfârșit, după vreo trei chestii de ăștia, a plecat în Zarone și... Ce-ai făcut, mă, domnule? Am fost la doctor și... Păi m-a căutat. Păi cum de-a... Păi sunam și mă pitulam. Eu ți-am spus să te caute la cor. Eu cam așa. Da, zice domnule. Cine? În epigrama engleză, traduce. Să știți că pe lângă francezi și englezii stau bine cu epigrama. Din păcate aici nici americani, nici canadeni habar n-au de epigramă. Să ne împartem noi acum să facem. Să trezim interesul și aici. Poate citând această cărare, ei n-au apărut în Urzica numărul 15, 15 iulie 72 și alta mai încolo în 75. Cred că l-a citit acolo maestru Nicolae Crevedia, că undeva scrie despre mine și iubitor de epigramă, dar și genial traducător. Cred că i-au plăcut aceste traduceri. Epitaful unui poet de A.B. Ramsey. Aici zace avocatul și poetul Y. Petru, ce-a călcat în viață legea și în poezie metru. Panegiric unui politician, al lui Hilaire Belloc, la francez, dar naturalizat englez. Deputatul aici de față a avut noroc în viață și ca mort s-a descurcat. A scăpat de spânzura. Precizare. Eu nu sunt primul care spun că tot poetul e nebun. Și eu te informez discret, nu tot nebunul e poet.
Michael Price, a lui Richardson, între contemporani. Păi contemporani. Sunt ani de zile și regret că n-am citit pe X și Z. Eu însă mă consider kid. Și Shakespeare, Byron, i-au citit? Thomas Hood, punea. De viața petrecută lângă fosta lui soție, ne mirăm că el mai plânge. Plânsul e de bucurie. Coleridge. Lebăda cântă și moare, vă întreb așa într-o doară, unii n-ar fi bine oare să nu cânte și să moară? Byron. Acum, în prag de anul nou, voi frumoaselor copile, ziceți-mi doar la mulți ani, nici de cum la multe zile. Cred că, sigur, 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 o, asta-i pătunte cu un frate, a lui Prior Johnson. Recomandați-mi 5 cărți bune, îl solicit pe Matei. Stai să mă gândesc, îmi spune. Eu n-am scris decât doar 3. Nu uitați postume că viața a lui John Gray, foarte bună, foarte bună, că uitați postume, că viața e un vis, cam toate o arată. Acum știu precis ce bănuiam odată. Da, te aducem. Mulțumim, următor. Domnul Dăcescu, aveți ceva acum? Nu. Păi, o amintire frumoasă. O glumă, o... O chestie. Doctor, nu se vorba aia epigramă. O glumă cebecoasă, dacă vreți. Da, da. Au și ăștia glume? Și avocații iubesc spiritul. O glumă cebecoasă. A natura vera? Fiecare din el e o glumă cebecoasă. A natura? Am primit pe internet un mesaj. Și era o cutie de brânză la vașchirii. Da. Și scria la vașchirii, dar poza vașchii era tăiată și pusă în loc, în hohote râzând, Clodin Moroa. Da, e ceva. Olimp, dezimental. Desăvârșit. Îmi pare rău că n-am adus o copie. Puteți să-l aduceți pe Polin, de tot aia. Păi, de asta și-mi trebuie să înregistrați. Am uitat că tu și la casă, nu ziceți, domnul... Nu știți, banc sau intitant, dar prea de banc. Știți legea, pe sensul să obții întotdeauna mai mult, 3-4 ori mai mult decât ai investit. Constatare. În afaceri cu femeia, falimentul e asigurat. Cât n-ai investit în trânsa, nu scot nici câte ori. Ala, la zi! Eu mi-amintesc de anii de studenție, când făceam așa la o pastă. Mi-amintesc un moment. Stăpânul nu era mulțumit de ciobani. Stăpânul avea o mulțime de țapi frumoși, el ținea țapi pentru că îi tundea și făcea din ea mănuși. Ciobanul era cu un caracter aspru și îi dădea voie stăpânului să bată joc de ea. Și odată tot vine el și o întreabă pe un țap mai mare. Îi spune ciobanul, mă întotdeauna țapul ăsta e vijdit pe tine, că tu n-a la dâng, dar îl hrănești, etc. Cât o să prelungească asta? El mă întreb odată dacă să dovedească că tu-l obirduiești. Te mai obirduiești? Ce bani pe tine? Da, stăpâne, mă urmărești. Ce? Spune, mă hrănit, m-am îndăpat. Și la urmă, zice, o șmuiac de fân, în fân, mă urmărești. Doamna Tamara, ceva, o amintire scurtă? Un filaj de la un admirator, ceva? Cred că au fost trecători. Lucruri personale. Dar la ora actuală, pentru că a fost așa o situație după decesul... Guri, domnul Guri, era la cine? Eu te-a zis că are cu cine? Eu am avut parte de care are un
admirație cei care au creat poezii, care au putut să gândească în modul cel mai deosebit, când nu am avut eu acces și m-am apucat, mi-am luat două caiete mari, unul pentru fetița mea care este psiholog și e departe și mă sună pe care seara, și un caiet pentru băiatul meu. Și am scris în aceste caiete cele mai frumoase poezii pe care le-am cules. Nici una dintre ele nu a fost însușită cu numele meu. Și de ce am gândit să le fac două caiete cu culegerile mele din viață, pentru că am și scris pe prima foaie. Am cules ce am considerat mai frumos în viață. Și cu gândul că atunci când voi termina aceste două caiete, unul oferit pentru băiat și un caiet oferit pentru fată, ea a fost foarte fericită și mi-a spus: mama, nici n-am știut că fiind bucătăreasă pentru cei doi copii de 2 ani și de 7 ani, dumneata mai ai forță să poți să faci două caiete pentru copiii tăi. De ce am făcut? Pentru că cât a trăit tata copiilor, am avut suport moral, iar după decesul lui, eu m-am gândit că nu am ce să le las copiilor, pentru că nepoții, cât a trăit, m-a apărat. Iar după decesul lui, au acaparat absolut totul, până și testamentul lăsat. Aici nu-i de râs, e de plâns, da? E bună. Mulțumesc. Dar, doamna Caragiu. Doamna Caragiu. Mi-am amintit ceva din copilăria mea, un nume de epigramist, ceperist, Costi Ciudan. Și îmi pare rău că venind în Canada nu am adus și cartea lui de epigrame. Nu mi-amintesc decât o singură replică, deci nu cele patru versuri, ultimele. Toată viața umbla Șvandra și acum e șef la Șandra. Șandra fiind o localitate foarte revnită în Banat pentru a fi șef de gară. Acum voi continua cu un dialog între nepoții mei, Milu și Tudor. Ce avem de mâncare? Pâine cu ou. Eu nu mănânc din felul acesta. Atunci n-ai decât să-l sari. Milu, câți ani am eu acum? Câți are măgarul lui Moșion? Și câți are măgarul lui Moșion? Câți ai și tu? Fă-mi-s meu, n-am hârtie, atunci fără. Milu, de ce ai luat lama lui tata? O pun la loc după ce mi-am ascuțit creionul. De ce pocnește mobila? Ce, n-ai auzit versurile? În păduri pocnesc stejarii? De ce ai sărat așa de tare oul? Altfel cum mi-ar mai fi rămas și mie? De ce, ce ai ascuns sub șervet? Caricatura bunicii, dar nu-i o dau decât după felul 3. Vom avea la cireș în grădină? Cum așa? Păi toți sâmburii din compot i-am îngropat în pământ. Când bate vântul, tu îl vezi? Nu, îl simt. Și eu, dar vreau să-l prind. Când mergem cu trenul? La vară, când mergem la mare.
și până atunci nu ne mai jucăm de-a domnul Goe? Tu ai spart balonul? Nu, pisica. Numai pisica noastră sparge ceva în fiecare zi. Ai primit o cravată? Nu, mi-am cumpărat-o. Aha, de aceea ai zis că purcelușul meu, pușculiță, a fost dus la abator? Mai vreau o bucată de cârnați. Da. Mai bine ai mai vrea o porție de spanac. De ce cântă ce păsările? Auzi întrebare. Ți-ar plăcea mai bine să urle? Când deschidem sticla cu compot? După ce pleacă tante Aglaia, doar știi că mama spune că ea și-a băgat nasul peste tot. Da, mulțumim! Am două epigrame și vreau să spun și un banc. Am aici tot cu fotografie. Asta era înainte de alegerile din PDL. Șmecheră fără pereche, ia că de ureche. Fii atent, domnule Blaga, să nu-ți sugă toată vlaga. Iar asta este de după alegeri. Că s-a decis clasamentul final. S-a decis în mod rapid ierarhia în partid. Ăsta-i post de locul 2 pentru dama de pleșcoi. Da. Și bancul. Da. Da. Se întâlnește cele două elene. Mi se pare că și pe al lui Maurer tot el l-au chemat, sau mă înșel. Nevasta lui Maurer. În sfârșit și nu contează. Da. Dar s-a întâlnit cu Elena Ceaușescu și Elena Ceaușescu îi spune celelalte. Să vezi tu ce mi s-a întâmplat astăzi în tramvaiul 14. Exact când s-a oprit la gară, s-a urcat Shakespeare în tramvai. Aia îi spune cine? Shakespeare. Ai fost de aici că este împită. Asta n-am așteptat nimic, a coborât la ultima stație, s-a dus la Nicu și i-a povestit toată povestea asta. Auzi mă ce mi-a spus aia, eu îi spun că la tramvaiul 14 când s-a oprit la gară, s-a urcat Shakespeare și m-a făcut împită. Sigur că ești împită. Ce 14 trece pe la gară? Cine ți-a scos nou ultimul? Frate meu. De-aia ți l-a scos așa de bine. Gigel nu vrea să facă pipi decât cu bunicuța. Da. De ce mă, Gigele, mă, nu vrei cu tanti, cu cumnata la... Din gărul bunicuța îi tremură mâna. De ce n-are cocoșul mâini? Fiindcă nici lui n-a de chiloți. E, dacă e așa, stai să vă stai. Hai că... Cu satură de cineșe. Ok. Ionela. Dacă v-am mințit cumva numele, pentru că nu m-au știut, există un personaj destul de actual, care e un copil care e foarte tânăr. Se spun tot felul de bancuri. Bul. Cine? Bul. Bul. Nu, nu. Poftim. Bulă. Bulă a ajuns. Dar nu m-a ajuns, a apărut doamna, a ieșit la pensie, nu mai copil. De bulă, vă rog, mă lăsați? Te lăsăm. Vă rog. Bulă ajunge în mijlocul lecției și după el și prietenul lui și profesorul dirigintele îi spune, dar cum îndrăznești să vii la ora asta? Deci, păi, am făcut o faptă bună. Cum? Ce ai făcut? Am ajutat pe o bătrână să treacă strada. Deci, da, de ce jumătate de oră? Da, dar ea nu vroia. Asta era. De bună este realmente interesant pentru reluat numele lui, că erau foarte... Da, bună murice după Revoluție, bună murice, e adevărat. Și a reapărut, a reapărut. Bun, este un personaj. A fost resuscitat. Sau fi bună doi. Foarte bun. Resuscitat. Asta e da? Da, da. Doamna Copăș. La secția de psihiatrie vine un pacient. Bate la prima ușă, la primul cabinet, cioc, cioc, cioc. Deschide, bună ziua, bună ziua. Domn doctor, eu sunt, știți, eu sunt Sam Păpușeș, am venit la dumneavoastră, domnule, să mă salvați, să mă scăpați de muștele astea, muștele astea, dintre noi, domnule, dintre noi. A, nu, nu, zice, cazul dumitale nu e de mine. Veni la cabinetul următor. Cioc, 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 intră acolo, bună ziua, bună ziua. Domn doctor, eu sunt Sam Păpușeș, am venit la dumneavoastră, scăpați-mă, domnule, de muștele astea, că dintre noi, domnule, dintre noi. A, nu, nu, zice, nu la mine, mergi alături, acolo e domnul medicul. Merge
ajunge și alături, bate la ușă, cioc, cioc, tot deschide ușa. Bună ziua, bună ziua, domn doctor, eu sunt Sampo Cuseși. Am venit la noastră să mă scăpați, domnule, de mușteră, să că intră noi, domnule, intră noi. Și ce le dai la mine, domnule, ce le dai la mine? Doamna... Era... Tata a câștigat la loto o mașină și a făcut de bucurie un infarct. Și acum noi, eu și cu mama, eram într-o panică de frică că ne atacă hoții, că cred că avem bani. Și la un moment dat vine de la liceu și zice mama, știi, zice, mama înfricoșată, cum lătra câinele, vai, a venit hoții să ne omoare. Să mă omoare. Și tata era la spital. Și la un moment dat vine mama, zice, auzi tu, Cristina, zice, să vezi, a venit unul cu o haină, zice, de din talentelor, era cu mițe din astea de oaie pe ea. Și zic, da, și ce? Și m-a întrebat dacă nu vreau să-i dau lui mașina care a câștigat tata. Și zic, da, și ce? Dar cine era? Zic, cum îl chema? Zice, păi, zice, a zis că îl cheamă Eugen Baldu. Și mama, dacă îi spunea Eminescu Caragea, nu mai știa așa, dar eu ce bag nu știu. Și zic, cum știu, chiar a zis că e Eugen Baldu, zice, așa, zic că și l-a trimis domnul Panici de la Loto să-i dau mașina, că să-i dăm noi mașina, că pleacă la un congres în Rusia. Și eu de acolo zic, dragă, zic că Eugen Baldu există acum, eu nu știu cine a fost la poartă, zic, a fost Eugen Baldu sau a fost altul vreun hoț, și aveau niște mițe pe el, așa, zice. Dacă n-am venit de mama de așa, domnule, zice, fost primul, zice, eu ce-am dat. Da, domnul Gărduș spunea și de epigramele altor popoare. Mi-amintesc una de când eram copil, când învățam limba engleză, despre irlandezi, care au niște glume limeric. Se numesc o localitate... Ce mai spiritual din tot regatul Da, este o localitate în Irlanda, de fapt care nu e regatul unit, nu e în Irlanda de Nord, și ei sunt celebri prin aceste glume, un fel de epigrame, de 5 rânduri, în care rimează primele două cu ultima, și ultimele două, limeriți, chiar așa se numesc. Și vă citesc una și în engleză și după aceea am încercat o traducere română. There was an old man of Khartoum who kept two black sheep in his room. They remind me, he said, about a good friend that I had, but I cannot remember of whom. Adică era un bătrân din Bacara care ținea trei oi în debara. Îmi amintesc de un amic pe care tare l-am iubit, dar nu mai știu cine era. Asta era și încă câteva de la patronul, sunt foarte multe patriarhul, și patriarhul. Patronul și patriarhul nostru. Pe Bulevard Ilie Pintilie a fost Napoleon Bonaparte. Mai credeai tu, mă, Ilie, că ai să ajungi așa departe? Tu, Ilie Pintilie, să lucrezi pe Bonaparte? Mare ai fost tu, mă, Ilie. Mare a fost și Bonaparte, nu aici, în altă parte. Dar a noastră Românie, mare a fost, dar la noastră Românie, mare a fost tu, Pintilie. Dar de-o fi cumva să fie strada, alt nume să poarte, ia să fie, ia să fie, ori Napoleon Pintilie, ori Ilie Bonaparte. Sau Sadoveanu? Da. Sadoveanu, filorus, stă cu curul la apus. Ca să arate apusului care-i fața rusului. Și mai era un exemplar la 17. Poetei e Veronica Porumbac, autoarea unor versuri minunate. Ce e America? O Europa, te simt în mine, te simt adânc în mine. Stilul, mă rog, se păstrează, mai este și acel călățean acum care scrie chiar și mai oribil. Mult stimată Veronica, eu credeam că o ai mai mică, dar mărturisirea clară din Gazeta Literară dovedește elocvent că în chestia ma tale de adâncimi fenomenale intră întregul continent. Este o... Stați că mai sunt și eu pe aici. Aia. Sărim așa. Da. Da. Apropo de bancurile seci. Da. I-am auzit la fotul ăsta, la un ospăț.
12 persoane. La a 5-a sau a 6-a persoană, cel care vine să se trească supa, îi toarnă în gât. Toată lumea îl ceartă, el se scuză, Dumnezeule, Doamne, ce-am făcut, iertați-mă. Cum ai putut să vin cu supă de fasole și să-i torne asta în cap? Am crezut că era mazăre. Ce era? Mazăre. Supă de mazăre. Mazăre de la mazăre? Filmarul? Eu vorba că ies, face parte din bancurile în care râzi, se mai poți, dar nu e un comor obișnuit, e sec. La... Numai dacă ai... La Pitești este un mare epigramist, este profesor de matematică, îl cunoaște domnul. Am mai fotografiat. Știți că în război al doilea mondial, un cuvânt greu de spus l-a avut Roosevelt și Churchill, ca noi să devenim comuniști. Și zice epigramistul. Churchill, Roosevelt, doar o leacă. Ar fi fost, cred eu, normal, bătrânețea să-și petreacă la Aiud sau la Canal. Partidul Muncitorilor. Având cu iadul legământ, partidul doar în câțiva ani n-a dat pământ, n-a dat țăranilor pământ, a dat pământului țărani. Dacă vă aduceți aminte, Lucrețiu Pătrășcanu a fost singurul cu care în pleadă de comuniști care au venit atunci după 1944 și el, așa de intelectual a fost, că a dorit să fie înființate tribunale poporului. Ce era cu acel tribunal? Un judecător sau doi de meserie, iar restul niște muncitori, care ziceau și nu tăceau, că dacă aveau bunosim, nu scoatem o vorbă, lăsăm pe meseria și să judece. Nu, și ei spuneau, să omorâm, să terminăm și cu ăla și cu ăla. Dar i-a venit rândul și lor Lucrețiu Pătrășcanu, unde l-au omorător comuniștii. Sub celelalte dictaturi, tăiai cu scopul să-i înjuri. Dar dictatura ce a adus, întâi pe tine te-a adus. Bun, încă una. Sunt sau nu sunt parlament, se ajută în mod discret, pentru ei inteligent este numai cel șiret. Unui luptător cu corupția. Pe semne e un lucru mare corupția să nu răpui. Nu numai că e încă în floare, dar are și boboci destui. Și două parcă scurte. La o mănăstire de maici erau în curte tinerele călugărițe cu o bicicletă. Chicoteau nevoie mare, țipe de vacar și a ieșit șefa stareța la balcon. Fetelor, să fiți convinți că altfel vă pun șaua la bicicletă. Bun. M-ați înțeles? Nu prea. Unul s-a dus la doctor. Domnul doctor, nu pot să dorm de câteva nopți, de câteva zeci de nopți. Noaptea vin două tinere peste mine dezbrăcate și eu, întâmpit, le împing, le... Duceți-vă de aici și doctor, bine, și eu ce să-ți fac? Să-mi tăiați mâinile. Eu tot le împing. Zice de lucru. Să vă citesc tot o traducere. Suferințele tânărului Werther, probabil aș citi, lacrimogene, dar e parodie de William A. P. Secker, e autorul binecunoscutului roman. Cu tragedie de crime, din cauza romanului. Secker este mare scriitor, contemporan cu un an era mai tânăr decât nu mai mare, că nu e 811 personaje decât Dickens. Dar înainte de toate m-am amintit de bunul meu prieten, păstorelor, Navarro, un alt prieten, îmi zice, bă, bătrâne, nu toți sunt de bun, matare, dar tu e cel mai aproape de păstore. Ai și percuția lui, ai că, pac, ești instantaneu, dar îți place să șipe.
ceea ce nu aș spune, da, îmi place să și vreau, pentru că se pare că spiritele deosebite au aderență la... Plus, la nu vinul bun. Și nu ne punește, asta e. Vinul bun. Vinul bun. Lui Popa Man, cunoscut acolo, păstorel. Popa Man e om cu cap, bere bea din burdușel. Ce sunt capăle, zice el, să mă satur cu un țap? E suferințele lui Werther, parodie. Werther a îndrăgit o fată pe frumoasa Lotte când s-au văzut întâiași dată, i-a mâncat pâine cu unt. Tânărul ne ajunse știrea, era blând și tandru, dar Lotte a respins iubirea ce-i se oferea în dar. El a plâns cu disperare de strămatul tragic vis și, lipsit de consolare, într-o zi s-a sinucis. O, când își văzu iubitul dus spre locul de vecie, Lotte brusc luă cuțitul și-și mai unse o felie. Rapid, cine mare de spus că timpul e pe terminare. Despre dragoste. Doi tineri se întâlneau multă vreme. Tata fetii a început să deranjeze și întâmplător se întâlnește cu băiat fetii. Și îi spune, măi Ioane, Ionele, ce-ai făcut tu fetei mele? Ce-am făcut fetei mele? Ca dumneavoastră. Asta sunt o fie jene. Ceva? Așa, da. Câte un minut, fiecare câte un minut. Luăm de partid, secretarul de partid, dacă se convingă pe toți, care, toți prezenți, că sistemul capitalist nu are niciun viitor. Înceapă cu diferite argumente, cu diferite teorie în Marx și Lenin. Apropo, iată, domnul Ivanov recent vine din Franța. E adevărat, domnul Ivanov, că capitalismul nu are niciun viitor. Da, tovarăși, iată, într-adevăr, o săptămână întreagă m-am plimbat prin Parisul ăla și n-am văzut niciun viitor, n-am observat. În schimb, au un prezent mai de doamne. Alții, hai câte un minut, așa. Da. Un minut, două. Vine bună de la grădiniță și tata îl întreabă. Ei, cum a fost azi la grădiniță? Asta nu mi-a plăcut, fiindcă doamna educatoare mi-a povestit despre balză, cum vine balza. Și tot a spus ea că în joc balza aduce un bebeluș. Și așa de tare m-am plictisit. Ploastă este, doamna educatoare. N-a auzit ea în viața ei de sex? Da. Două epigrame scurte, care poate le-ați prezentat astăzi, nu știu. Capurile multor oameni a produs ceva în viață. Numai capul dumitale n-a produs decât mătreață. Da. E cunoscută. Și o alta este care... Rogu-te să-ți amintești vorba de înăprin lăsată. Din veție te trezești, din prostie niciodată. Păstore. Da. Cealaltă a fost Radu de Rosei. Am un bag din epoca de... Radu și el mare, Radu de Rosei. Deci au un convoi mortor pe stradă, era fric de chembrie. Și pe asta își jenea bărbatul. Aule, Ioane, nu te duci tu, unde-i fric și întuneric și așa mai departe. Unul aude și îi spune nevestii, să te fă închidere pe de ușa, că ăștia le bagă mortul în casă. Eu vă spun un banc și mai tare. Începând de numărul viitor al Candelei, vă promit că vă dau o jumătate de pagină de epigrame, voi vă dau eu cu eu și așa. Mică antologie de epigrame. Da, însă vă rog faceți eforturi decât originale, decât de ale noastre. Dacă le iau de la Cicinat, mă gândesc cu pace, înseamnă că îi jignesc pe cititori. Ăsta e banc? Nu, am spus că nu e banc. Nu, e ficțiune. Poate. E o glumă. Chiar crezi că o fac? Dar de ce nu la ziarele comunitare? Alea nu au acces oamenii mulți. Da. Doamna, eu nu la intelectuali.
cred că înseamnă să ne supraestimăm dacă ne oprim numai la noi sau numai la femei sau numai la... Nu, oricine sau de oriunde aducem un lucru care să facă pe ceilalți să râdă, e interesant. Și cred că ar fi foarte interesant dacă am putea să ne aducem aminte de niște bancuri, nu chiar cele mai periculoase, de la Marele Tărat. Da, da, da. Ce sunt textele lui? Dar noi avem și imprimări avem. Avem CD unde se poate asculta Tănase. Așa, ar fi o chestie foarte frumoasă. Da, avem încă o emisiune cu audio și cu video. Eu nu pot să vă aduc decât de la Pitagora, de la La Fontaine, de la... Bună să vină la școală îmbrăcată în don. Învățătoarea îl vedem. Și cu tine bună, de ce ești în don? Am murit de inimă? A, nu, l-am pușcat la Vasile, că l-am prins. Da, dar câți ani avea? 105. A, de inimă. Am pușcat la Vasile, că l-am prins la nevastă sa. Altcineva? Mai avem 5 minute. Da, tot. Din studenție știu și dovedește că, de fapt, imaginația nu este atât de puternică ca realitate. După al treilea război mondial, Gorbaciov și Bush prizonieri la chinezii. Cum aveau probleme chinezii cu spațiu, cu mâncarea, i-au pus cam amândoi în aceeași celulă. Și, bineînțeles, ei stau acolo și sunt prieteni, stau de vorbă, ajung prieteni. După o perioadă le dau drumul, că nu mai aveau ce să le mai dea să mănânce, zice, doamne, oricum nu mai sunt niciun pericol, nici americani, nici sovietici, acum nu mai reprezintă niciun pericol. Și îi spune, băi, mâine vă dăm drumul. Stau ei acolo, băi, uite, am stat aici împreună, ne întoarcem acasă, îl întreabă Gorbaciov pe George, băi, George, ce faci, mă, când te întorci acasă? Băi, ce să fac? Mă las de politică, ai văzut, nu mai țin. Dar acum sunt încă tânăr în vigoare, mă apuc de sport de performanță. Extraordinar, interesant. Și ce vrei să faci? Păi, vreau să fac înot. Am o fermă în Florida, am acolo o piscină olimpică, dimineața mă duc la bazin, dau câteva lungini de bazin și după amiază stau și eu cu familia, cu nepoții acasă, stăm liniștiți. O viață liniștită, ce n-am avut eu tot timpul. Bă, foarte interesant, dar tu nici atunci ce faci? Când te duci acasă, bă, și eu mă las de politică, nu mai ține, da? Și eu mă sunt tânăr în vigoare, mă apuc și eu de sport, de performanță. Interesant, și ce vrei să faci? Păi ciclism. Mă apuc de ciclism. Vreau să fac ce n-a făcut nimeni până acum. Turul ciclist al Uniunii Sovietice. Și după amiază? Deci asta era cu 10 ani înainte de căderi de strămare a Uniunii Sovietice. Avem câteva minute. Cine vrea bancuri, un dolar. Un dolar pentru că nu trebuie mai mult. Cine vrea, un dolar care trebuie. Și e la un serial? Nu. Da, separat este. Și eu vreau. Un dolar care trebuie. Cine vrea? Dar diferite? Da. Ziceți cine vrea mai departe. Eu vreau. Da. Dar sunt aceleași? Domnul Gărduși, nu plecați. Nu s-a duc banii. Dar sunt carte și cu banii. Da, două. Nu plecați. Am și de față. Fă un preț. Să duc, nu? Nu, 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 n